Lucian Iliescu a mintit de faptul că în sondajele de opinie Parlamentul este considerat una dintre cele mai corupte instituții. La acest lucru a contribuit decisiv faptul că mulți parlamentari au acceptat pentru diverse avantaje să se alăture partidului de guvernământ. Vorbind de corupție, păi ce întâmplător s-a făcut sondajul așa că cea mai mare corupție se regăsește în Parlament? Păi uitați, fraților, că ăsta e adevăr. Ăștia au făcut ceea ce au primit. Parlamentarești. Eu nu mă joc când spun că trebuie să este o lege. Ăștia zeci de ani să nu mai apară cu vreo candidatură pentru Parlament. Cei care nu și-au încheiat mandatul cum au fost ei votați și aleși. Este incorrect să plec din tabăra aia în tabăra aia altă. Până nu se face ordine în sensul ăsta, nu o să facem noi muncă corectă politică. Și o facem de interesul ăla și interesul lor. Urmăriți mai multe amănunte pe această temă în ediția specială din această seară la Valahia TV.